Continuăm cu domnul Cătălin Homor, director general la CNADNR. Este următorul nostru vorbitor. Îl invităm să urce pe scenă. Domnilor și domnilor, stimați invitați, mă simt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Din fericire pentru noi, eu nu am niciun PowerPoint, n-am niciun slide, așa că o să discut liber. Ce s-a întâmplat în ultima vreme, probabil că ne-ați văzut foarte mult la televizor. Mi-aș fi dorit să apărăm la televizor cu lucrurile pozitive, nu cu denigrări, cu dezinformări, cu sabotaj chiar. Eu îmi propun ca aparițiile noastre televizate să continue, dar să se schimbe din parte negativă în parte pozitivă. Spun chestiunea asta pentru că avem foarte multe măsuri, unele adoptate, altele care urmează a fi adoptate, cu care vom putea prezenta lucruri, sper, cu care să ne mândrim și lucruri frumoase la finalul anului când vom trage linie după un an de activitate. Eu îmi propun ca activitatea pe care o depunem cu tot colectivul, bazându-ne pe transparență, să punem la îndemâna dumneavoastră și a publicului lucrurile reale, concrete, și de ce nu succesul cu care nu neapărat să ne mândrim, ci să-l folosim și să-l utilizăm cu toții. N-aș vrea să discut de acest grup colorat, pentru că ar însemna să scădem nivelul discuției și nu e cazul. Am văzut o serie de sondaje, o serie de cifre, de procente legate de câte din accidentele produse pe în decursul unui an se datorează infrastructurii rutiere. Am constatat undeva la 10%, indiferent de interlocutorii care au fost înaintea mea. Deci tot 10%. Îmi propun ca prin măsurile adoptate, acel 10%, chiar dacă nu va tinde către zero, să scadă considerabil prin măsuri de modernizare a rețelei existente, cât și a construirii unei infrastructuri rutiere de autostrăzi și drumuri naționale. Aici pot să enumăr modernizări de N76, 73, 56, 66, 79, 18, 19. Sunt foarte multe, unele într-un stadiu avansat de finalizarea lucrărilor, altele în curs, altele cu un stoc impresionant de probleme. N-aș vrea să discut de probleme, că cred că suntem sătui și eu și dumneavoastră. Trebuie să discutăm de soluții concrete și cum facem astfel cât la finalul anului să avem o infrastructură mai bună. Aș enumera o serie de proiecte în curs de execuție pe care ni le propunem în mare parte să fie finalizate la finalul anului. Aici pot enumera Coridorul 4, Lugoj-Deva, Sărbești-Turda, Autostrada Transilvania, nenumărate proiecte. O parte dintre ele urmează să înceapă, Câmpia Turzii, Târgu Mureș, poate o parte din Comarnic-Brașov, centura București și pot continua. Nici pe departe că nu ne ocupăm de siguranță, avem foarte multe proiecte care sunt concentrate pe siguranța rutieră, avem o direcție dedicată pentru siguranța rutieră. Aici pot enumera un contract acord cadru cu sate liniare și curte negre, unde sau care are ca scop diminuarea sau eliminarea accidentelor rutiere și a punctelor cu potențial sau în care probabilitatea de a se produce un accident este crescută. De asemenea, nenumărate contracte cu montaj de parapeți, marcaje rutiere. Am conceput un proiect de acord cadru pentru marcajele rutiere, astfel încât să nu mai ajungem în situația să avem lipsă de contracte, lipsă de companii sau firmele serioase, un acord cadru semnat cu mai multe companii, astfel încât să existe continuitate. Este tot așa, în continuare, avem un proiect de Intelligent Transport System pe care vrem să-l implementăm, astfel încât să existe o informare coerentă și completă asupra participanților la trafic.
Cam atât am avut de spus. Vă doresc o conferință plăcută în continuare și o zi bună! Deci 800 cai putere, am scris. Ok. Altceva? Și mai vreau neapărat să prindă 300 de km pe oră. Da, mă rog. Clientul nostru, stăpânul nostru. Asta e. Da, se poate. Cum să nu scriem aici? 300 km pe oră la fabrică. Și vreau și cu tapiserie din piele de crocodil. Din piele de crocodil. Bineînțeles. De Nil sau crocodil de african? Hai, domne, vă bate jos de mine? Păi, dar ce? Eu am început? Domnul Cătălin Homor, directorul general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România, va oferi următorul premiu. Haideți să vedem despre ce categorie este vorba. Orice drum, inclusiv cel al vieții, are și un început. Dacă nu organizăm bine începutul, finalul va fi pe măsură. Ar trebui investit mai mult în acest început pentru a culege roadele la finalul acestui drum. Mă refer la acest început, începutul vieții. Fiecare dintre noi, să spunem că ne amintim cu drag de copilărie și aș dori să facem o bucurie unor copii. Premiul merge către Asociația Salvați Copiii. Asociația Salvați Copiii, premiul cel de-a dumneavoastră. Suplimentar. Sper ca mai multă lume să-mi urmeze gestul. Cei 2% din salariul meu vor fi direcționați către această asociație. Mulțumesc, bună seara! Numele meu este Andreea Hagiu, coordonez programul Mobile Kids, program de educație rutieră în rândul copilor, cei mai mici, de la clasa 0 la clasa 4. Acest program a fost inițiat de Mercedes-Benz România, cărora le mulțumesc pe această cale pentru propunerea de colaborare, care a început în 2013 și continuă. Sperăm să continuăm cât mai mult. Noi ne ocupăm cu începutul, a început în 2013, sperăm să nu se termine niciodată. Mulțumim mult și pentru cei 2%, vă încurajăm să îi redirecționați către orice ONG în care credeți și vă urez o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc! Mulțumim, felicitări! Asociația Salvați Copiii, premiul final.